se pregătește. Vladimir Putin a uimit toată Europa. Un fost premier rus spune acum tot adevărul și lansează un avertisment teribil. Fost prim-ministru în perioada 2004, Mihail Kasianov spune că nu și-a imaginat niciodată, nici în cele mai cumplite coșmaruri, că președintele Vladimir Putin va declanșa un război împotriva Ucrainei. Într-un interviu pentru AFP, Casianov a declarat că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze 2 ani, dar este convins că Rusia ar putea reveni pe o cale democratică. În plus, el avertizează că dacă Vladimir Putin va câștiga războiul din Ucraina, vor urma statele baltice. Fostul premier rus, care a susținut legăturile strânse cu Occidentul în calitate de prim-ministru, a declarat că, la fel ca mulți alți ruși, nu a crezut, în săptămânile de dinaintea războiului, că se va ajunge la un astfel de conflict potrivit Barons. Era un alt Putin. El a înțeles că Putin nu blufează atunci când a văzut că liderul rus a convocat conducerea țării pentru o ședință de formă a Consiliului de Securitate, cu trei zile înainte de invazia din 24 februarie. Când am văzut că a fost convocată reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei, mi-am dat seama că da, va fi un război, a spus Casianov, adăugând că a simțit că Putin deja nu mai gândea corect. Îi cunosc pe acești oameni și, uitându-mă la ei, am văzut că Putin nu mai era acolo. Nu în sens medical, ci în termeni politici, a spus el. Era un alt Putin, afirmă Casianov, care, după ce a părăsit guvernul din cauza unor dezacorduri privind politica economică, a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului. El este acum liderul Partidului de Opoziție Libertatea Poporului.